Primăria Târgu Jiu a obținut fonduri europene nerambursabile în valoare totală de 3.500 de miliarde de lei vechi. Aceste fonduri sunt împărțite pe trei categorii mari de lucrări. Cele mai importante programe sunt programul ISPA cu o finanțare de peste 60 de milioane de euro, cu ajutorul cărora vor fi realizate stația de tratare a apei uzate și extinderea rețelelor de apă și canalizare. Putem să spunem că începând cu acest an, străzi de genul Preajba Mare, Aviatorilor, Ciocârlău, Slobozia, Ursații Bârsești, Ana Ipătescu, Aviatorilor, Mărgăritalui, vor fi modernizate în următorii 2 ani de zile și odată cu modernizarea, aceste străzi însemnând circa 19 km, odată cu modernizarea se vor reface atât rigolele, șanțurile, cât și intrările în dreptul proprietăților prin montarea de tuburi și realizarea de poduri și podețe. Iată un volum de lucrări destul de mare. În cartierul Preajba Mare din municipiul Târgu Jiu, 30% din partea carosabilă a fost reabilitată prin punerea primului strat de asfalt. Locuitorii cartierului Preajba sunt mulțumiți de realizarea acestor lucrări. Ne pare bine, cum să nu se pară? Foarte bine, frumos! Nu? O să se facă și șanțurile. Să se facă, să fie frumos, ca la oraș. De când nu s-au mai făcut lucrări aici la dumneavoastră? S-au făcut, că doar a fost asfaltat, nu? Da, erau gropi, erau... Ei, mai erau. Acum o să fie bine. Bine să fie, să dea Dumnezeu, așa să fie. La ora actuală în Preajba Mare avem circa 30% din partea carosabilă rezolvată prin punerea în opera primului strat de asfalt a Bindelui. Se va lucra atât cât vremea va permite până când, să spunem, temperaturile după normative nu mai permit, dar nu trebuie să uităm că sunt o serie de lucrări care se pot realiza și în sezonul rece. Așa cum spuneam, se pot realiza lucrări privind amenajarea șanțurilor, rigolelor, montarea podurilor, podețelor. Iată o serie de lucrări care pot fi continuate și peste iarnă. De asemenea, și lucrările de reabilitare și de modernizare a centurii municipiului Târgu Jiu sunt în plin proces de derulare. La tronsonul 6 s-a făcut o desprindere pe vechiul traseu al drumului de mocăniță, care în momentul de față a devenit un punct de legătură între drumul de rocadă și drumul DN67D. Se dorește ca într-o lună de zile să se poată circula în sensul giratoriu, care este în plină desfășurare. Ne găsim în una din intersecțiile cele mai importante ale drumului de centură, la intersecția dintre strada Barajelor cu fostul drum de mocăniță, așa cum era cunoscut. În această intersecție se va realiza unul din cele 5 sensuri giratorii care sunt prevăzute pe drumul de rocadă. Primul sens giratoriu se va configura la podul de cale ferată în zona Romanești, unde se va face o desprindere din drumul național, urmând traseul noului drum de centură, care va fi prin incinta Acetului cu ieșire în strada Termocentralei. Al doilea sens giratoriu este prevăzut aici, în această intersecție, un nod foarte important, pentru că drumul de mocăniță a devenit deja bretea drumului de centură cu intrare în DN66D. Se dorește ca în primăvara anului 2012 să se înceapă lucrările de lărgire a podului de cale ferată din cartierul Romanești.